Gata. Bună ziua! O să vorbim azi de un proiect de dezvoltare Dâmbovița, axă creativă a orașului. Dar înainte de asta aș vrea să fac câteva precizări la o campanie mincinoasă, o campanie murdară desfășurată împotriva mea. Este o campanie murdară, neasumată, exact ca în perioada comunistă, în care angajați public și activi de partid vorbesc din om în om și transmit informații mincinoase, dublată de o campanie neasumată online în care se spun tot felul de minciuni. Nu am greșit când am spus că, din păcate, la 30 de ani după Revoluție, această campanie este o luptă din nou între comuniști și anticomuniști, pentru că, din păcate, mijloacele sunt cele specifice anilor 90. S-a răspândit în rândul persoanelor cu handicap ideea că după ce voi ajunge primar, voi elimina ajutorul pentru persoanele cu handicap. Cât de abject să fii, cât de abject să fii să faci o campanie mincinoasă, murdară, pe seama persoanelor cu handicap. Vreau să fiu foarte clar. Ajutorul de handicap va fi plătit în continuare. Vreau ca acest ajutor de handicap să treacă în sarcina primăriilor de sector. Dar dacă primăriile de sector, prin Consiliul Local, vor decide să nu preia acest ajutor, el va fi plătit în continuare de Primăria Capitalei. De asemenea, până în momentul în care se vor face toate formalitățile și el va fi preluat de primăriile de sector, lună de lună va fi plătit de Primăria Capitalei. Mai mult de atât, persoanele cu handicap au mai multe nevoi decât acest ajutor de handicap și îi asigur că voi avea un consilier permanent în echipa mea care să se ocupe de problemele lor. Persoanele cu handicap au nevoie de un București accesibil. Au nevoie să se poată urca în mijloacele de transport în comun și este nevoie de rampe electrice, este nevoie de refugii care să fie adaptate. Au nevoie ca serviciile de taxi să respecte lege, să aibă numărul de mașini prevăzute de lege în care să te poți urca cu un cărucior. Este nevoie ca locuri publice și clădiri publice și alte clădiri din București să fie accesibile, așa cum spune legea. Este nevoie ca persoane cu deficiențe de vedere și persoane cu deficiențe de auz să aibă o semnalizare corespunzătoare în transportul public și în intersecție, astfel încât să se poată descurca. Este nevoie să adaptăm servicii sociale, astfel încât fie asistent social, fie centre de zi, să poată suplini persoane care au diferite probleme și persoane care în mod curent, zi de zi, oferă ajutor persoanelor cu handicap din familia lor. Este nevoie de asemenea pentru copii cu handicap, pentru care există tratamente speciale și care în momentul ăsta doar părinții care își permit și le pot oferi, este nevoie să construim centre în care aceste probleme să poată să fie tratate uniform la nivelul Bucureștiului. A doua minciună. S-a răspândit ideea că voi elimina subvenția pe transport public și că biletul pe transportul public va fi 6 lei. Sunt chiar lider de sindicat din STB, care sunt în momentul ăsta pe lista de consilieri a PSD pentru alegerile care urmează, care spun nici mai mult, nici mai puțin că voi desființa cu totul STB-ul. O spun foarte clar, nu se pune problema. În toate orașele civilizate există transport public și transportul public este subvenționat. Și de ce este subvenționat? Pentru că el este un serviciu public și pentru că el reduce poluarea din oraș în beneficiu tuturor locuitorilor. Și mai spun un lucru, o să fiu un primar care chiar o să plătească subvenția STB-ului. Pentru că dezastrul din STB de azi vine din faptul că această subvenție nu a fost plătită luni de zile. Pentru că știm cu toții unde s-au dus banii, da? S-au dus pe târguri, pe petreceri, pe companii pentru neamuri și tot felul de alte prostii. A treia minciună. S-a răspândit ideea că voi elimina subvenția pe căldură și facturile vor fi de trei ori mai scumpe. Din nou, sunt lideri de sindicat care spun nici mai mult, nici mai puțin, din nou, lideri care sunt pe lista PSD-ului pentru alegeri locale, contrar legii, că sindicatele n-au voie să facă politică,
spun că voi desființa pur și simplu termoenergetica, rețeaua de căldură la nivel centralizat. Este din nou o mare minciună și din nou asigur bucureștenii că voi fi un primar care chiar va plăti subvenția. Este ridicol ca exact ăia care au dus Radetul în faliment pentru că n-au plătit subvenția, exact ăia care nu plătesc subvenția și riscă să ducă și termoenergetica în faliment, mă acuză pe mine că nu voi plăti subvenția. Și legat de factură, știți că o treime din scările din bloc, de bloc din București nu au contoare care să aibă verificare metrologică la zi, adică sunt ilegale, adică oamenii plătesc azi factura pe niște contoare care nu funcționează în condiții de legalitate. Și legat de liderii de sindicat care fac politică, de ce nu s-au asigurat ca oamenii care ies pe teren la intervenții, de fapt oamenii care țin în viață această rețea centralizată de încălzire, au echipamentul corespunzător? Îi asigur pe acești oameni care țin serviciul în viață că mă voi ocupa ca în momentul în care voi ieși pe teren să aibă echipamentul corespunzător. În fine, a patra chestiune și înainte să trecem la subiectul pentru care ne-am întâlnit, de data asta a asumat și felicit primarul în funcție că iată și asumă o provocare, mă întreabă dacă serviciul, programul de fertilizare in vitro o să continue. Răspunsul meu este da. Răspund provocării, afirmativ, da. Sunt două probleme aici. Una, că acest program nu este al lui Firea, este un program al bucureștenilor, plătit din banii bucureștenilor. Și problema cea mai mare este ce facem cu copiii după ce ei se nasc. Adică există garanția pentru părinții care vor să aibă un copil că vor avea o creșă de stat la care să poată să-și ducă copilul? Există garanția că vor avea o grădiniță? Asta este principala problemă cu care se confruntă familiile tinere din București și asta este problema la care vom veni cu o rezolvare. Înainte să trecem la subiectul de bază, vreau doar să vă fac un anunț. Proiectul nostru București Umilit are deja 15.000 de postări cu diferite probleme pe care bucureștenii le-au semnalat. Adică există o diferență uriașă între o realitate plătită din bani publici printr-o propagandă mincinoasă pe care primarul în funcție vrea să ne o inducă și realitatea de zi cu zi pe care bucureștenii o trăiesc. În sfârșit, la ordinea de zi, Dâmbovița, axă creativă a orașului. Nu este ideea mea, este o idee pe care am auzit-o prima oară în urmă cu 10-12 ani la arhitectul Teodor Frolu. O idee pe care a dezvoltat-o arhitectul Matei Damian. Sunt câteva premise la care acest proiect răspunde. În primul rând, în zona economică, există două zone economice în care Bucureștiul are un avantaj competitiv în competiția globală. IT-ul și industriile creative. În al doilea rând, și ăsta este motivul pentru care ne-am stabilit aici locația conferinței de presă, de-a lungul Dâmboviței, Bucureștiul are o mare densitate academică. Avem aici Politehnica, avem mai departe Grozăveștiul, avem Facultatea de Medicină, avem Facultatea de Medicină Veterinară, Institutul Cantacuzino, IEFS-ul, Facultatea de Drept, la capătul, după Piața Unirii, avem Biblioteca Națională. Toată această densitate academică este o oportunitate. Avem de asemenea de-a lungul Dâmboviței multe spații largi care sunt nefolosite. Vorbim de CET Grozăvești, vorbim de Casa Radio, vorbim de uriașul spațiu liber de lângă Biblioteca Națională. Avem o problemă că nu există o conexiune între acest mediu economic și mediul de business. Deci ceea ce produc universitățile nu se potrivește decât într-o oarecare măsură cu ceea ce așteaptă mediul de business și trebuie să creăm această conexiune.
Și mai este, dacă vorbim de IT și industrie creative, aici suntem într-o piață globală în care, dincolo de salariu, contează mediul în care oamenii lucrează. Pentru că un ITist poate să lucreze la București, poate să lucreze la Barcelona sau poate să lucreze în California și în decizia de a lucra la București contează foarte mult mediul în care el lucrează. Și Dâmbovița oferă această oportunitate de spații de agrement, de spații de promenadă, de spații în care se amplaseze cafenele și restaurante. Deci, Dâmbovița, axă creativă a orașului, înseamnă un proiect care stimulează amplasarea de-a lungul Dâmboviței, de la Lacul Mori până la Biblioteca Națională, a mai multor zone mixte, campusuri mixte de business, IT și industrii creative, împreună cu campusuri academice, astfel încât să nu mai existe această ruptură între academic și business. Și acolo, în proiectele noastre, există investiții în startup-uri, există investiții în noi tehnologii. Ele vor fi stimulate să existe în acest spațiu, care va deveni un spațiu de business, un spațiu academic, un spațiu creativ, va fi practic inima economică a orașului. Dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc. Ne revedem mâine. După cum știți, este o ședință de Consiliu General și vom avea o conferință de presă la ora 10 pe subiectele din Consiliu General. Da, da, da. La chestiunea cu căldura am răspuns pe larg, nu se pune problema să eliminăm subvenția și se pune problema mai ales să plătim subvenția. Că acuza asta vine de la exact persoana care a tăiat subvenția. Da? Radetu a intrat în faliment pentru că nu s-a plătit subvenția și Termoenergetica se pregătește să intre în faliment pentru că nu se plătește subvenția de primărie, care plătește târguri și alte prostii. Gratuitățile care există în momentul de față pe transportul public o să rămână în continuare. Aceasta este principala miză. Nu vă ascund că am această temere, pentru că discut cu multă lume, toată lumea e optimistă, toată lumea crede că am câștigat deja alegerile și nu este deloc așa. Vreau să transmit un mesaj foarte clar pentru bucureștenii care s-au săturat de administrația PSD. Alegerile astea nu sunt câștigate și depind de prezența la vot a fiecăruia dintre ei. Aduc aminte, în 2016, la alegerile parlamentare, părea imposibil, după Colectiv și după Marțea Neagră, părea imposibil ca aceste lucruri să se repete. Și s-au repetat cu OUG13 și toate acele asalturi asupra justiției. Dacă vreți ca administrația PSD să plece din București, ieșiți la vot! Da, din nou am spus că voi deschide ușa principală a primăriei pentru a transmite mesajul că primăria aparține cetățenilor. Ei vin acolo, la ei acasă, pentru a-și rezolva problemele, pentru a le fi rezolvate problemele de niște oameni plătiți de ei ca să le rezolve problemele și nu să intre pe niște cotloane. Bineînțeles, de aici s-a dezvoltat o retorică paralelă că singurul meu program ar fi să deschid o ușă. Nu e așa. Când voi ajunge la primărie, voi da drumul la echipele care să absoarbă fondurile europene, vom da drumul la proiectele care vizează
traficul, transportul în comun, metroul de suprafață, eliberarea primei benzi prin parcări alternative pentru ca transportul public de suprafață să aibă un orar previzibil, toate lucrurile din program le voi începe. Dar gestul simbolic este să deschidem ușa primăriei pentru bucureșteni. Desigur, desigur. Nu pot să mă pronunț pe aceste chestiuni tehnice, dar există porțiuni suficient de mari care au un nivel constant și pe care se poate face agrement, sigur. Mulțumesc!